tragedie într-o familie din Chișinău. Un copil de numai 2 ani a murit după ce a căzut de la etajul 7 al unui bloc de pe strada Alba Iulia. Informația a fost confirmată pentru Publica TV de către ofițerul de presă al Poliției Capitalei, Natalia Stati. Băiatul se juca în patul său, care se afla lângă o fereastră deschisă. Copilul a urcat pe pervaz și a căzut în gol. În momentul tragediei, el se afla în cameră cu fratele său mai mare, iar mama dormea în altă încăpere.